Revin cu un nou videoclip pe canal în care vreau să dau câteva sfaturi noilor jucători de șah. În primul rând, joacă-te cât mai mult. Singura cale de a ajunge un jucător bun este să te antrenezi cât mai mult, jucându-te împotriva computerului sau prietenilor, pentru că doar așa îți vei antrena cât mai bine tacticile din șah. Încearcă să controlezi centrul tablei pe tot parcursul meciului. Acesta este unul dintre cele mai importante sfaturi de strategie de șah pe care începătorii le pot învăța. Centrul este cea mai importantă parte a tablei, deoarece piesele dumneavoastră pot avea destul de mult acces la întreaga tablă atunci când sunt corect localizate în centru. Extindeți piesele cât mai repede posibil. Imaginează-ți piesele tale ca fiind armata ta. Doar ele sunt cele care te vor ajuta în dominarea partidei. Să nu-ți extinzi piesele cât mai mult pe tabla de șah poate fi o greșeală, pentru că așa îți vei lăsa oponentul să se extindă pe tablă și șansele să învingi se vor diminua. Încercați să nu mutați aceeași piesă de mai multe ori la începutul meciului. Spun asta pentru că mutând aceeași piesă de mai multe ori, îi permiți adversarului să dezvolte mai multe piese mult mai repede. Există și situații în care va trebui să mutați aceeași piesă de mai multe ori pentru a evita pierderea piesei, dar acest principiu trebuie avut în vedere în orice moment. Fă rocada cât mai devreme. Una dintre principalele tactici de șah este să vă mențineți întotdeauna regele într-o poziție sigură, în timp ce încercați să creați puncte slabe în jurul regelui adversarului, dacă este posibil. Acesta este motivul pentru care ar trebui să-ți protejezi întotdeauna regele prin rocadă cât mai curând posibil. În acest fel, se îndepărtează de centru, care este zona tablei în care are loc de obicei cea mai mare parte a acțiunii, de asemenea, vă ajută să vă aduceți turnurile în centru cât mai repede. Nu vă grăbiți să mutați regina din poziția inițială. A nu muta regina prea devreme în joc este unul dintre cele mai importante sfaturi de strategie pentru începători. Majoritatea începătorilor încearcă să o mute pe regină prea devreme pentru a crea amenințări oponentului. Aceste amenințări nu sunt de obicei eficiente, iar jucătorul care a mutat regina de obicei pierde mutări, încercând să o readucă într-un pătrat sigur. Există și excepții, de exemplu dacă adversarul tău face o greșeală, poți începe un atac cu ajutorul reginei, dar ai întotdeauna grijă la capcane. Apropiați-vă turnurile și plasați-le pe coloanele deschise. Turnurile sunt cele mai dificile piese de pus una lângă cealaltă. Acest lucru se datorează faptului că pot muta doar orizontal și vertical și pe lângă asta sunt și cele mai depărtate piese. Pentru a le apropia cât mai devreme posibil, încearcă să folosești rocada. Gândește-te de două ori înainte de a muta pionii, deoarece nu îi mai poți readuce într-o poziție sigură. Acesta este un sfat de care țin cont toți jucătorii, nu numai cei începători. După cum știți, pionii sunt foarte limitați când vine vorba de mobilitate. Mută doar înainte, un singur câmp sau două dacă sunt la prima mutare. Încearcă să avansezi cu un grup de pioni care să se apere unul pe celălalt. Această extindere a pionilor te va ajuta spre sfârșitul meciului, pentru că un pion ajuns la capătul tablei, după cum știm, se poate transforma în regină. Dacă aveți o piesă care prin poziția ei nu vă inspiră încredere, încurcă celelalte piese sau pur și simplu nu vă place să jucați cu aceasta, încercați să o scoateți de pe tablă printr-un schimb de piese. Cele mai multe situații de acest gen se întâmplă cu nebunii. Dar sfatul meu este că ar trebui păstrați pentru final, pentru că în cazurile cu puține piese pe tablă, sunt mai buni decât caii. Urmărește mutările adversarului tău. De fiecare dată când adversarul tău face o mutare, ar trebui să te oprești și să te gândești de ce a fost folosită această mișcare. Este o piesă în pericol? Există alte amenințări la care ar trebui să fiu atent? Doar apărându-vă împotriva amenințărilor adversarului, veți putea să vă realizați cu succes propriile strategii. Învață bine tacticile de mat. Spre exemplu, învață cum să dai șahmat cu două turnuri sau, de ce nu, cu o singură regină. Pentru astfel de situații am pregătit un clip special pe care te invit să-l vizionezi. Ne vedem acolo!